avem deosebită bucurie să vă spunem bun venit la această ocazie deosebită de dedicare a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Suntem bucuroși și vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre. Și vă rugăm ca, în momentul acesta, să deschidem Scriptura și să citim împreună un pasaj. David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile seminților, căpetenile cetelor din slujba împăratului, căpetenile peste mii și căpetenile peste sute, pe cei mai mari, peste toate averele și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: ascultați-mă, fraților și poporul meu. Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru. Și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Acum urmează momentul de închinare prin muzică și invităm întreaga asistență să cânte împreună cu noi imnul Speranța mea e doar Hristos. 250. Creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor, ca să-ți aducem închinarea care ți se cuvine în această zi deosebită. Amin. Îți mulțumim pentru frumusețea
pe care ai creat-o în jurul nostru și pentru această zi minunată, dar în mod deosebit îți mulțumim că ne-ai strâns în acest loc de închinare. Amin. Te rugăm, fă ca prezența ta să fie simțită din plin în mijlocul nostru. Să binecuvintezi cuvântul, să binecuvintezi părtășia noastră și ajută-ne să creștem în har, pregătindu-ne pentru împărăția pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. Amin. Îți mulțumim și cu deplin respect și cu speranța că ne vom putea întâlni odată în împărăția slavei Tale, în fața Ta pentru totdeauna, Te slăvim și Îți mulțumim. Amin. Amin. Toată inima ta și nu te sprijini pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va rezisi cărările. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tine roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și deascurile tale vor geme de mult. Invit frații diacon să strângă decinile și da. Deosebită să ne apropiem de Dumnezeu și să slăvim numele Lui.
importanță cât vorba nu poate să spune. Stă încrustată în file de timp mărturie lupta credinței ce numai lacrima noastră o știe. De ani și ani, aici, cu litera jertfei, am scris biruințele, prin focul cercării prin care am trecut, uitând cât de mult ne-a dus. Doamne, când astăzi în inima noastră istoria atâtor ani prin reglați, privește spre noi cu îndurare, ne cuvintează acest sacru copas și răsărind din trecutul prin care Tu ne-ai condus, să crească spre viitor, fericita noastră nădejde, ca un ras ram de măslin, până ce împărăția Ta, Iisus, va să vie. Și îți vom cânta cu mult mai mult în sanctuarul Tău de vecie. Amin. Cașurile Tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo. Și rândunica un cuib unde își pune cuii. Ah, altarele Tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, căci tot mai pot să te laude. Astăzi, cerul se unește cu pământul. Cerașul s-a contopit cu cerul. Serviciul divin de dedicare se înscrie astăzi într-o pagină de istorie adventistă ca zi de sărbătoare. La acest aniversar sărbătorim 94 de ani de la data când mesajul soliei adventiste a prins rădăcini pe aceste meleaguri. În anul 1914, prima familie adventistă din localitatea Slon, Ion și Dobra Cojocaru, sunt botezați la Ploiești de pastorul Petre P. Paulini, unul dintre pionierii Bisericii Adventiste. Apoi, acestei familii li s-au alăturat și alte familii și amintim familia Stoian Dumitru, familia Diaconescu Ion, Florea Duca, Dumitru Cristache, Nicolae Posea, Vasile Posea, Domnica Nicolae și Barbu Secur. Sâmbătă de sâmbătă, căci aceasta este ziua de închinare a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, credincioșii treceau cărarea peste Leordeanu, cântând ca și pelerinii de altă dată cântările speranței adventiste în drumul lor spre biserica de la Nucșoara. Când vremea era mai puțin favorabilă, grupa credincioșilor adventiști se întâlnea pentru studiu și rugăciune într-o cabană la stația de unghi, unde lucra un frate adventist. Mai bine de un an au bătătorit cărarea pe drumul bisericii de la Nucșoara sau la stația de ungeri, până când o familie cu suflet mare, Dumitru Cristache, a pus la dispoziție casa dumnealor, unde a funcționat pentru aproape un an de zile biserica adventistă. Până în anul 1935, grupa de credincioși adventiști aparținau bisericii de la Nucșoara, păstorită de pastorul Scarlat Popa, un pionier neînficat, care prezenta cuvântul lui Dumnezeu în ciuda împotrivirilor din partea autorităților vremii. Familia Pusea a donat bisericii un teren pe care s-a construit casa de rugăciune din paiantă acoperită cu șindrilă. Construcție ce s-a finalizat în anul 1937. Anul acesta se împlinesc 71 de ani de la prima construcție a Bisericii Adventiste. În timpul războiului, biserica a fost închisă de mai multe ori. În anii după război, biserica s-a dezvoltat crescând numărul credincioșilor. Iar în anul 1963 are loc renovarea bisericii. Imagine pe care o vedem și imaginea următoare. Aceasta este biserica de pe Brădec. Urmând ca apoi să se dezvolte și mai mult și avem o imagine din interiorul bisericii, iar aceasta este din anul 1983, când era pastor aici, Daniel Stanciu. Flacăra credinței
trece dealul la izvoarele, unde se va aprinde focul dragostei lui Hristos, lămândind o nouă biserică adventistă. Pe tot parcursul acestor ani, uneori grei și întunecoși, alteori mai frumoși și luminoși, au slujit ca pastori Scarlat Popa, Ion Șolea, Radu Ieremia, Nicolae Constantin, Stelian Mândoianu, Petre Deleanu, Petre Sibianu, Dumitru Stănculescu, Daniel Stanciu, și avem și imagine aici, dânsul este în imagine, Victor Băruțoiu, Romica Codescu, Ionel Calută, Florin Dobromir, Baston Ionel, Adelin Plătică și actualmente Cornel Dobre. Visul de a avea o casă de rugăciune nouă, care să corespundă nevoilor bisericii adventiste din Cerașul, s-a născut în mintea membrilor mai tineri, care au fost susținuți de cei mai vârstă. Și așa se face că în anul 2002, pastorul Baston Ionel cumpără terenul pentru noua clădire. Mă bucur că avem pe doamna, de-al care a cumpărat terenul, și mulțumim că ne-a oferit terenul acesta. Și ne-a adus și un buchet de flori. În anul 2003, primăvara, primăria eliberează autorizația de construcție și mulțumim cu ocazia aceasta domnului primar, care ne-a dat tot sprijinul pentru demersurile și pentru autorizațiile care au trebuit obținute. Și așa au început lucrările. După teren, împrejmuirea terenului, săpăturile pentru fundație, zidăria, apoi acoperișul. În toamna anului 2006 este momentul în care am preluat Cerașul. În biserică și mai ales frații care lucrau au obosit. Aveau nevoie de susținere, aveau nevoie de încurajare. Fondurile erau epuizate. Diavolul amenința și el cu un duh de neînțelegere, orice speranță se spulberase. Și avem imaginea unei clădiri acolo, o schelă care trona frontonul. Și aceasta până într-un moment, când rugăciunile care s-au înălțat către Bunul Dumnezeu, când biserica s-a unit și și-a unit eforturile, atât fizic cât și financiar, au lucrat aici copii. Au lucrat aici femei. Au lucrat bărbați. Și avem în mijlocul nostru meseriașii care au lucrat și care au pus cărămida și temelia, dar și cei care au finalizat casa de rugăciune. De la cele mai moderne mijloace și utilaje, mașini, la metode simple, atât manuale, cât și cu ajutorul carului cu boi, al cailor, toți, într-un efort comun, ne-am unit și am primit răspuns de la Dumnezeu ca să ajungem ca astăzi să inaugurăm, să dedicăm acest locaș de închinare. Susținerea din partea forurilor superioare ale bisericii. Un număr important de sponsori care s-au arătat gata de a ne ajuta. Au fost momente când materiale de construcție se terminau. Momente când fondurile se epuizau. Avem o cameră de sus și probabil astăzi aveți ocazia să o vedeți. Sunt mai multe, dar una era terminată. În momentul acela ne rugam. Și Dumnezeu răspundea la rugăciune. Răspundea fie printr-o filă albă de cerc, fie printr-un ordin de bancă plătit la termen, fie un transport de ciment gratuit. Îmi pare rău că nu este aici domnul șofer care s-a oferit să ne aducă cimentul și în momentul în care trebuia să-i plătim a spus nu, măcar atâta lucru să pot face și eu. Să aduc pentru casa lui Dumnezeu cimentul. Și nu doar atât, ori de care aveam nevoie, dânsul era prezent să ne ajute. Prin Harul lui Hristos putem fi astăzi împreună în acest lăcaș nou,
pe care îl închinăm bunului Dumnezeu, îi mulțumim și suntem recunoscători. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui locaș de închinare, membrilor bisericii, pentru nopțile nedormite, pentru sacrificiul și devotamentul de care au dat dovadă, domnului primar, domnilor consilieri, sătenilor care ne-au ajutat în diferite moduri, fraților și surorilor de aproape și de departe, Bisericii Adventiste, Conferința Muntenia, mulțumim de asemenea pentru susținere, muncitorilor care au lucrat la realizarea acestui edificiu, bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor. Dorim ca lăcașul acesta să fie pentru locuitori din Cerașul și pentru localitățile din împrejurim un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Iar noi, adventiștii de ziua șaptea, ne angajăm solemn înaintea lui Dumnezeu și în fața dumneavoastră să facem din lăcașul acesta un loc al alinării suferințelor, un loc al împlinirilor sufletești, un loc al păcii, un loc al luminii, pentru care și prin care oamenii să devină mai buni și iertători, mai înțelegători unii cu alții și să trăiască în armonie ca săteni, ca frați și în armonie cu bunul Dumnezeu. Amin.
m-a pus să sparg viața. Cel mai greu e pentru cel care vorbește primul. Dar o să-mi înving și emoțiile, și timiditatea, și rușinea, și o să trec peste acest obstacol cu ajutorul dumneavoastră. Spun cu ajutorul dumneavoastră pentru că astăzi ați făcut la Cerașul încă o sărbătoare. Și ne-am dorit din toată inima să avem cât mai dese asemenea sărbători. Mi-aș dori din toată inima să avem cât mai multe ocazii în care să auzim pe cineva că zice frații evangheliști, frații ortodoxi, frații de la cultul adventist de ziua șaptea. Asta ce înseamnă? Solicitare și invitație la unire. Să fim uniți, să fim buni, să fim iertători. Și eu cred că toți cei care suntem astăzi aici vom pleca mai buni, vom pleca mai înțelegători și poate vom fi mai iertători și cu cei care greșesc și mai iertători poate și cu primarul, că nu poate să le rezolve pe toate deodată. Le va rezolva cu ajutorul dumneavoastră și le va rezolva în primul rând cu ajutorul Dumnezeu. Momentele cele mai grele din viața mea au fost rezolvate numai rugându-mă. M-am rugat și la tata cât era în viață. M-am rugat și la mama, care este în viață. M-am rugat și la prieteni și la rude și toți m-au ajutat. Dar m-au ajutat cât au putut. M-am rugat după aceea la altcineva care i-a ajutat pe toți. Și m-a ajutat și pe mine. Îi mulțumesc într-o casă de rugăciuni care mi-aș dori din toată inima la Cerașul să fie totdeauna plină. Este frumoasă. Este o construcție cu care toți cerășarii sinceri și responsabili se pot mândri. Mai puțin dușmănoșii, mai puțin cei care privesc dintr-un alt unghi acest locaș de rugăciune. Dar cred că toți cei care suntem responsabili ne mândrim că la Cerașul s-a realizat o asemenea casă de rugăciune. Și pentru lucrul acesta aș vrea să le mulțumesc și eu din toată inima celor care, din puținul pe care l-au avut, au venit și au contribuit la ridicarea acestei clădiri îngrozitoare. Ați văzut că am venit fără eșarfă în prima fază, dar m-am întors și m-am dus să dau eșarfa nu din dorința de a arăta cuiva cine e primar la Cerașul. Mai puțin are importanță cine e primar, primarul este ca mult sau ca fiecare dintre noi trecători. Am pus eșarfa pentru a da o și mai mare însemnătate acestui eveniment. Și eșarfa, inclusiv prin litera legii, zice că se pune numai la evenimentele deosebite ale unei localități. Și dați-mi voie să vă spun și să mărturisesc la modul sincer că astăzi participăm la un moment deosebit. De câteva ori s-a rostit cuvântul primărie, primar, consilier. Ne-am bucurat în prima fază, dar dacă vă uitați la noi, am și lăsat capul puțin plecați. N-am făcut suficient. Și nimeni, niciunul dintre dumneavoastră, n-ați făcut suficient. Putea să facem cu toții mai mult, dar am făcut numai atât. E, aceste cuvinte de încurajare trebuie să ne determine să fim mai mult alături de cei care au trudit și au făcut această frumoasă casă de rugăciune. Nu este un angajament, niciodată nu mi-am luat un angajament, dar noi în Consiliul Local am discutat și o cerere pe care